an în el este rankul cel mai dorit de play, care se joacă Fortnite. Și poate ți se pare destul de greu să faci în el, dar după ce o să vezi videoclipul ăsta, totul o să fie foarte simplu. Am postat acest videoclip acum câteva zile, uite că o să faci în el foarte ușor. Bine, cel mai probabil ai an în el deja, dar dacă nu ai, vreau să fac un videoclip în care vă dau sfaturi cum să faci în el cât mai ușor. Și mulți ați vrut să fac videoclip despre cum să faceți în el foarte ușor. Iar în conținutul acestui videoclip veți găsi cele mai bune sfaturi, locații unde să aterizezi și secrete care o să te facă să ajungi în anuiel. Eu am făcut anuielul în 2 săptămâni de când a început sezonul, deci neapărat să vă uitați până la capăt ca să nu omiteți nimic. Dar hai să nu mai lungim cu acest intro și să trecem în videoclip. Și pentru că bună parte dintre voi nu sunteți abonați, v-aș ruga din tot sufletul să apăsați pe butonul ăla de subscribe și pe butonul ăla de like. Îmi doresc să cresc foarte mult pe YouTube și pot să fac asta doar cu ajutorul vostru. Apropo, scrieți în comentarii dacă vreți să postez un videoclip în care vă dau sfatul cum să aveți ping mai puțin pe Fortnite. Și pentru susținere maximă folosiți vechi vânători de pe shop și hai să trecem în videoclip. Dacă nu știați, un factor foarte important care vă dă procent mai mult la rank sunt kill-urile pe endgame. Și dacă tu bați un rank mai mare decât tine, spre exemplu dacă tu aterizezi în locație și bați 3 play de elite, tu fiind champion și moi, cel mai probabil o să te scadă. Dar dacă tu ești champion și bați 3 play de anuel și după aia moi, o să primești procent în plus. Un lucru foarte tare este că primul meci pe care îl dai are protecție, adică dacă moi off spawn nu o să scadă nimic. Deci concluzia este că trebuie să aveți o locație foarte bună în care să aterizați să nu muriți la contest. Și bineînțeles să ajungeți pe finalul meciului. Dar haideți să vă arăt câteva locații bune pe care puteți să le folosiți la rank, dar și la turnee. Prima locație pe care vreau să vă arăt este Reckless Railways. De ce? E bine, pentru că are aceste două Avengers chesturi. Chesturi care bineînțeles o să vă dea un loot foarte bun. Și odată ce aterizați în locație, puteți să uitați ce casă e liberă, dacă este casa asta de sus, dacă e casa asta de jos, și automat să lootați foarte mult. Hai să intrăm și la rank la anuiel, puteți să vedeți că sunt top 5000, să vedeți cât de bună este locația. De menționat că aici mai aterizează și player mulți, dar uneori și player bun, depinde acum de meciul fiecăruia și de rank, bineînțeles. Și aceasta este casa de care v-am spus. Puteți să vedeți că playerul ăsta nu vine aici, se duce pe casa de lângă și văd că se uite de noi și ne campușează, dacă nu mă înșel. Nu, s-a băgat în casă. Veniți frumos, aveți aici un chest ăsta Avengers, scut cu shield frumos și aici mai aveți încă un chest. Uitați ce loot aveți direct, o spun când ați aterizat. Puteți să farmați elementele astea de metal că vă dăm meți. Aveți și ammo box super și mișto aici. Uite și playerul ăla care nu s-a landat lângă noi, nu ne știe, dar ne știe el de undeva, i-a dat frumos crack. Adică puteți să vedeți că playerii nu sunt foarte buni și majoritatea se sperie și fug, cum a fugit și băiatul ăsta în casă. Ar fi destul de relevant să las faza că mă băteam cu băiatul acesta, deci haideți să trecem la următoarea locație pe care vă recomand eu la ring. Această stație de tren de asemenea este foarte bună, uitați câte chesturi aveți. Pe lângă asta ulterior puteți să vă rotiți în Doomstad și să luați Doom-ul ăsta și pe parcurs să vă duceți pe Doom-ul ăsta aveți să vă farmați și piatră și copaci. Și practic puteți să le dați third party celor care au landat aici pentru că ei nu prea au foarte multe meți. Aici se află stația de tren. Asta e de asemenea o locație pe care am folosit-o și eu să fac anuiel, m-am dopat aici destul de mult la început de sezon. Și ia, vedeți frumos, avem aici și bot de la care puteți să vă cumpărați un are imediat cum ați aterizat. Vedem pe băiatul ăsta, puteți să-i trageți și lui, vedeți că l-a lăsat relativ 1 HP, da, în best time și nu-l mai numesc. Deci puteți să vă cumpărați și biguri, frumos, ammo box. Aici avem și un chest cu fizz. După aia, dacă vă duceți afară și între timp cât vă duceți afară, vă dați un mini. Mai aveți aici un chest înăuntru, dar pe lângă chest aveți și 3 butoane, pe care dacă le dați, vă faceți fix câte să vă mai dați voi un big, să vă faceți full HP. Aici de asemenea mai există un chest. Ia uite, direct pistol. Și aici în casă nu mai zic, că direct cum intre ai floor loot, sus ai un chest. Ia uite, direct shock-ul voi full. Dacă uși la etaj, posibil să mai auzi un chest pe aici pe sus, dar de data asta nu s-a spawnat. Și după cum auziți, se va play fix în față aici lângă noi. Și cum vă duceți pe ei, vă farmați frumos niște copaci de aici și când ajungeți pe ei, cred că o să aveți deja 500 lemn. Ei de obicei când se bat aici sunt super scafti, n-au meds, n-au heal-uri, n-au decât loot-ul care poate să fie destul de bun. Ce mai rămâne, vă dați frumos un shockwave. Auziți play-ul care vine pe noi frumos aici, 70 crack. S-a bagat înapoi în căsuță, se ascunde aici el. Face un pic de asemenea foarte bun, îi dăm puțin un crack. Și după cum vedeți, n-a fost foarte greu să-l bat. Bine, acum asta cu fighting, o să fiu sincer, este opțional. Adică cum aterizați în locația acolo, puteți să o faceți med și dacă nu sunteți cei mai buni jucători, puteți să stați mai chill. Pentru că, cum v-am spus mai devreme, contează foarte mult kill-urile pe care le faceți pe final. De asemenea, mai vedeți că sunt player care vin la third party. Și nou 1, că au venit 2. Și ăsta e ambițios, văd. E foarte ambițios player-ul ăsta. Dar trage și celălalt.
Ăla ne sparge. Eu am dat niște fiz acum, asta este pe aici. Am oit sacul de la fol. Acum să pușeze celălalt cea mai probabil. Combine s-a pușat. Luăm frumos pe sus. Fugi acum, pentru că toți play fug. Uitați-vă la ei cum fug, fraților. Majoritatea, să știți că sunt foarte speriați. Dacă le dați un damage mai mare sau dacă vă văd că vă mișcați mai bine, fug foarte mult. Uite, mă pușează și medalionul, care de asemenea mă pușează foarte safe. Puteți să vedeți că pușează foarte lent. Se ascunde și după pilonul ăsta, vedeți acolo cu picioarele în stânga. Vă dați frumos un dăsta în capul lui. El fuge, bineînțeles că e fricos. Doar pentru că are medalionul, să știți că nu este neapărat și un player bun. Uite și tu cum stă. Acum să-și mai dau un shock cel mai probabil. Și eu o să se uite fix în mașina aia, mark my words, pentru că toți playerii sunt fricoși. Le e frică tuturor să se bată. Deci concluzia pe care vreau să o trageți din acest match este că toți playerii sunt fricoși și toți voi să fugă, să nu se bată. Acum nu știu dacă este relevant să las tot meciul pe care o să-l joc. Eu o să joc tot meciul, dacă fac win vă pun faza de la final, dacă nu o să trecem la locația următoare. Următorul loc este această insuliță mică care vedeți că are 6 chesturi aproximativ, fix lângă Castle Doom. Și practic vă arăt și loot-ul de pe ea, dar și loot pet-ul pe care trebuie să-l aveți. Și după cum vedeți ne-am făcut deck best drop pentru această insulă minunată. Să țineți minte acest WC-ul pentru că o să ne fie de folos. O să vedeți mai încolo de ce. Ia uite cum aterizezi. Direct 5 butoaie. Ai metal mult, dar nu le spargi din prima pentru că trebuie să dai big sau mini. Ia uite, meți rapid. Uitați-vă puțin cât de rapid vă face skip meți aici. Gen, e super, super bună locația. Aici avem direct shotgun. Loot și meți mai mult decât au aia din castel, vă garantez 100%. Aici mai avem două chesturi frumoase, să ne ținem de aici. Uite și tu ce loot aici. Efectiv, cum să nu faci anuel cu locația asta. Ia vezi, îți dai frumos două minioi. Vin apoi la butoaie și ești full HP. Dacă farmezi rapid copacul ăsta, îți dă 60, cu piatra asta îți dă 800. Ia din nou un copac. Mai avem și un chest aici. Uitați-vă puțin cu ce mețuri ne ducem să dăm third party la castel. Bine, faza cu third party este destul de opțional, asta dacă vreți să vă bateți voi neapărat castelul. Dar dacă vă urcați în acest WC-ul, o să vă ducă fix acolo. Dar dacă nu, puteți să uitați acest castel și să vă vedeți de meci. Pentru că după cum v-am spus, contează mai mult kill-ul pe finalul meciului. Ia uite, frumos, am aterizat aici la castel. Mai farmăm puțin pe drum. De obicei chestul ăsta nu le-a nimeni, să știți, că l-am dat aici de când a început sezonul. Aici vine, fiți atenți. M-am lovit în stream de chat. Am uitat că mai joc la două, mă sfeați. Ce face sânge, e speriat ăsta. Și după cum puteți să vedeți, aveți loot-ul de pe play. Botul mai ieșe imediat. Trageți frumos în boss. Și acum vă duceți și luați medalia. Atât de simplu e să luați medalia, să aveți kill-uri și practic să faceți rank ușor. Pentru că acum dacă aveți medalia și bateți un player, o să vă dea HP. Medalionul de Siphon fiind și cel mai bun medalion la momentul actual pe Fortnite, pentru că la solo ai nevoie mare de Siphon. Încă o locație foarte tare de solo este Rebel Roots. Dar aici într-adevăr vin niște playeri, dar dacă vă descurcați și cunoașteți locația, o să-i bateți 100%. Că băieții deja au drop-uri pe geam, ei știu locația, ei știu tot, dar și eu știu, că m-am uitat la FNCS. Mă băieți aici, i-am bătut și eu la third party, vedeți așa să bat playeri. Și mai am playul ăsta fire. Oh, dar nu este un player obișnuit chiar. Și l-am bătut și pe Peterbot fake. Și după cum puteți să vedeți, aveți acum toată locația, de aici vă faceți metal. Mai puteți să lutați aici jos, dacă n-a fost lutat deja, bineînțeles. Și puteți să vă duceți pe underworld dacă vreți să vă bateți, dacă nu puteți stați în zona asta să mai farmați. Acum dacă vă întrebați la ce game o să te joci, aici trebuie un pic de sinceritate. Dacă știi că nu te descurci la solo, este mai bine să alegi duo, trio sau squad. Asta dacă mai ai niște prieteni care joacă puțin mai bine. Dar dacă totuși ești un jucător de solo bun, poți să continui să te joci la solo. Dar să ții cont să faci foarte multe kill-uri pe final de meci, că le-o să-ți dea mai mult rank. Dacă nu ești tot
totuși un jucător bun, hai să-ți arăt o hartă de Fortnite care 100% să te ajute. Harta se numește The Training Hub, codul aveți pe ecran, dar bineînțeles că o să-l aveți în descriere. Cam asta este harta, puteți să vedeți că aveți aici Ambian, Aim, Editing, Fabling, Wild Pacing, Peace Control și Peace Tunnels. Totuși aveți și opțiunea asta de Quick Warm Up. Uite, spre exemplu, dacă aveți Edit Routine, Aim Routine, Aim ADS, dacă nu știți, este ADS-ul, este când pui scopul, Peace and Wild Placement, Complete Practice Routine 40 de minute. Și uite, dacă alegeți, spre exemplu, Peace Tunnels, este mult mai șmecher ca cealaltă harta pe care v-am arătat-o în trecut. Puteți să vedeți aici că, pe lângă că se mișcă foarte bine harta, ai și niște pistanuri mai extravagante, aș putea spune, pentru că, uite, se modifică, nu e același drill, uneori trebuie să cobori, uneori trebuie să uiți și, practic, lucrul ăsta o să te ajute, pentru că îți modifică capacitatea de a avea awareness în timpul unui fight, pentru că, la fel, în timpul unui fight, nu e tot timpul un fight la fel. Poate uneori trebuie să uiți, poate uneori trebuie să cobori, să o iei la dreapta, să o iei la stânga, să faci un piece din alt angle. Cam astea au fost sfaturile mele și sugestiile de locații unde puteți să aterizați ca să faceți rank mai ușor. Acum bineînțeles că diferă de la player la player și cum jucați voi cât de rapid o să faceți rank-ul. Sper că n-am omis nimic, pentru că acum când filmez videoclipul ăsta și le editez este ora 2:38. Nu uitați 7 obiecte până de pe shop. Vă pup cu multă stimă și cu mult respect. Doamne, ca videoclipul ăsta să ajungă la cât mai multe persoane și să vă ajute. Iar noi ne auzim la un nou videoclip sau live data viitoare.